Am revenit, prieteni, după pauza noastră de publicitate și după cum v-am promis, avem și de această dată în studioul nostru oaspeți dragi, oaspeți foarte așteptați. Urmează să vă cânte la această clipă o artistă, reprezentantă a tinerei generații, dar care a reușit deja să-și formeze un nume bun pe scena muzicii noastre naționale. Întâmpinați-o cu mare drag astăzi la Vedete Fără Secrete pe Cornelia Ștefăneț. Mulțumim frumos! Bună seara, Cornelia! Da, bună seara, bună bine seara! Bine ai venit! Mulțumim bine pentru piesa asta emoționantă! Cu mare plăcere, să știi că și eu de fiecare dată când o cânt, mi-a readuc aminte de acele momente când s-a dus apărut în viața mea și sunt momente de, și emoții de nedescris. Apropo de asta, luna asta ți-ai sărbătorit ziua de naștere și deși ești la o vârstă foarte fragedă, te poți mândri cu o groază de realizări, printre care și micuța Sânduța, care i-ai dedicat această frumoasă melodie și despre care ai pomenit mai sus. Dacă ar fi să faci bilanțul realizărilor tale, care ar fi, cu ce ai începe? Cred că toți acești ani au fost foarte deosebiți fiecare în parte, dar ca să generalizez, cred că ar fi în primul rând familia mea,
Marcel, soțul meu, pe care îl iubesc foarte mult și mă bucur că suntem împreună și în scenă și acasă. Este evident Sânduța, este o dulceață de fetiță care pur și simplu ne-a întors viața la 180 de grade și ne-a făcut să devenim mai maturi, mai responsabili și desigur că sunt și reușitele muzicale care, fără de care evident că nu poți fi împlinit și eu mă bucur că îmi reușește cu fiecare an să adun și mai multe piese frumoase și mai mulți ascultători cărora le plac, care ne ascultă pe mine, pe soțul meu și proiectele noastre frumoase, zicem noi deosebite. Dacă ar fi să te descrii în câteva cuvinte, cine este Cornelia Ștefănescu, cea de astăzi, în urma tuturor experiențelor acumulate și lucrurilor pe care le-ai adunat în viața ta, de care ai pomenit mai sus? Știi, câteva cuvinte este greu să zic, dar cu siguranță pot să mă descriu ca fiind o fire foarte ambițioasă și o fire care știe să urmeze calea spre anumite țeluri pe care de când eram în băncile școlii simțeam că vreau să fiu interpretă, să mă cunoască lumea, să mă aprecieze, să asculte piesele mele și știi, cu fiecare an tot mai încrezătoare devin, tot mai ambițioasă și tot mai dornică de a face lucruri care să rămână în urma mea, pentru că noi nu suntem veșnici, dar ceea ce lăsăm în urmă este ceea ce rămâne după noi și cu ce se vor mândri copiii mei, strănepoții, nepoții. Ce matur gândesc! Da, și mai profesionistă, da? Plus la toate, că vrei să acumulează profesionalismul cu ani. Evident, și pot să zic că am devenit mai matură, pentru că în toți acești ani de când sunt cu Marcel, în viața de familie m-a făcut să înțeleg că sunt foarte multe obstacole peste care trebuie să treci cu multă răbdare și cu multă maturitate, pentru că de altfel lași mâinile în jos, nu se schimbă nimic și nu este bine. Trebuie să ai răbdare de a trece și de a a depăși momentele grele care apar în mod firesc, pentru că asta e viața și este și normal. Dacă nu apar, înseamnă că ceva nu este în regulă. Așa că pot să zic că da, am devenit și mai matură. Da, cam asta. Cred că ai înțeles ce am vrut să zic eu. Ai pomenit ceva mai devreme despre adolescența ta și vorbim și de copil și de familie și de adolescență. Vreau să ne întoarcem puțin chiar în copilăria ta. Cum a fost copilul Cornelia Ștefăneț? Sunt sigură că copilăria ta a mers mână în mână cu muzica, pentru că eu tot când te-am cunoscut, micuță, de mult. Când îmi luam sub masă, cum spun eu. Da, știi, am fost unicul copil în familia noastră. Am fost unica fată pentru părinții mei și de mică pot să zic că le-am dat bătăie de cap. Nu am fost chiar foarte ascultătoare, dar atunci când trebuia să învăț, învățam, când trebuia să mă joc, mă jucam, evident, mai ascultam, pe unde mai chiuleam de la ore ca și toată lumea, da. Ca și omul creștin, așa. Sunt foarte multe istorii deosebite pe care le-am acumulat de-a lungul anilor de liceu, de-a lungul anilor pe care i-am petrecut în Colegiul de Muzică Ștefaneaga. Foarte multe istorii deosebite și eu mă bucur că ele vor rămâne în amintirea mea toată viața, pentru că m-au ajutat să mă formez ca și individualitate, ca și personalitate și au fost foarte mulți oameni care mi-au fost alături în anumite momente și eu le mulțumesc tuturor pentru asta, pentru că fiecare persoană care a fost în viața mea a lăsat ceva, m-a învățat ceva și eu nu pot să fiu decât recunoscătoare pentru toate aceste lucruri. Apropo, mi-ai răspuns aproape la următoarea întrebare pe care citesc gândurile. Da, vroiam să-ți o adresez, da. Pentru că vreau să știu cum au fost începuturile tale artistice și care au fost momentele, dar și persoanele care te-au marcat. Tu le-ai mulțumit deja, dar n-ai enumerat pe cineva în moment și poate ai vrea să-ți amintești de primul profesor sau... Da, părinți, să știi că la insistența părinților mei am început să
fac muzică în mod serios. Am mers la regretatul Anatol Roșcovan, la studioul muzical. Acolo mi-am făcut primii pași în scenă, primele concursuri, festivaluri, emoții, cântece. După care am fost solistă, percuționistă în formația Millennium, aproape 5 ani de zile. O formație care m-a format, pot să zic, și m-a maturizat foarte mult, pentru că am petrecut 5 ani alături de persoane cu mult mai mature decât mine și însă și producătorul, domnul Vlad Gorgos, care fiecare zi ne cicălea pentru fiecare greșeală și să știi că asta m-a făcut să fiu foarte responsabilă pentru fiecare moment, lucrez până la cel mai mic detaliu. După asta a început povestea frumoasă și de dragoste și de colaborare muzicală cu actualul meu soț, Marcel Ștefăneț. Am fost invitat în proiectul Transbalcanica, am fost solistă acolo, după care am fost invitată în ansamblul Fluieraș ca și solistă vocalistă de muzică populară și vreau să mulțumesc mult fraților Ștefăneț care sunt alături de mine și mă ajută zi de zi să fiu și o interpretă de muzică populară. Îmi reușește, așa zic ei, și eu mă bucur că pot să cânt și muzică populară, pentru că eu cred că un artist și un interpret de săvârșit trebuie să poată cânta orice gen de muzică. Și multe de povestit, foarte multe. Îmi dau seama că atât de mulți oameni au fost alături și mă tem să nu cumva să scape cineva, pentru că fiecare a lăsat o amprentă foarte așa bună în viața mea și de interpretă și ca și om. Îmi spuneai de soțul tău și de relația voastră și de povestea care a început. Eu chiar nu știu și sunt curioasă. Ce a fost mai întâi? Povestea de muzică sau povestea de dragoste? Cum s-a întâmplat? Da, s-a început totul de la o colaborare muzicală. Am făcut o piesă, el în 2010 se încerca și în muzica electronică și a făcut o piesă și a zis că uite, aș vrea foarte mult tu să fii vocalista în această piesă. Și cam după aproape un an s-a început și povestea noastră de dragoste. Ne-am simțit, nu știu, din primele momente când ne-am cunoscut, simțeam o atracție, dar nimeni nu vrea să recunoască asta și totul, mă rog, timpul le-a aranjat pe toate și eu mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că mi l-a dat pe Marcel, pentru că el, fiind și mai mare ca și vârstă, mă face să gândesc matur și să iau decizii mature, fiind la o vârstă destul de fragedă, pot să zic, pentru că 26 de ani, da, este o vârstă frumoasă și datorită faptului că l-am pe Marcel alături, am reușit multe lucruri, evident cu ajutorul lui și cu ajutorul părinților mei. Tare frumos! Cu siguranță că Marcel este și primul tău susținător, da? E asta după fată, că fata e primul vostru susținător, da? Energia care vă dă putere și viață, da? Iată, avem frumusețea mică pe ecran. Vorbind de Marcel, care este și un muzician de săvârșit, cu siguranță că este și primul tău critic sau nu știu, poate nu e așa. Asta vreau să știu, cât este de exigent el față de creația voastră și ce faceți voi, pentru că el este dirijorul în proiectele voastre muzicale, da? Să înțeleg. Evident, el este și conducătorul, el este și compozitorul, și violonistul, și dirijorul, îndeplinește toate funcțiile, dar el este primul și pot să zic criticul după care eu mă conduc, pentru că ceea ce îmi zice el pentru mine este foarte important, pentru că este un muzician desăvârșit și ce ține de muzică chiar nu se fac careva excepții. Sunt soția lui și el îmi permite sau închide ochii la unele greșeli, nu, el îmi spune, uite, aici trebuie să mai lucrezi. Chiar și cu muzica populară așa a fost, eu nici în ruptul capului nu vreau să accept să fiu interpretă de muzică populară, pentru că cred că înțelegi foarte bine, noi fiind consumatoare de muzică ușoară, pop, pop-rock, nu știu, cumva altfel priveam oamenii care cântau muzică populară, dar după ce l-am cunoscut și am început a fredona câteva
melismi, el îmi spune, stai că-ți iese, hai să încercăm, hai să vedem, poate și aici o să te poți impune ca și interpretă. Și da, mi-a dat foarte multe, foarte multe piese, foarte multe formații muzicală care m-a ajutat să pot cânta și muzică populară. Și da, el este un critic fără, nu face excepții deloc. Deci fără milă, dar nu face excepții că uite, hai că o să meargă. Nu, el este un perfecționist și dacă face ceva, face la cel mai alt nivel. Și eu mă bucur bănuiam eu. Îi convin ca și solist în proiectul lui. I-am ca să ții clar, dar ca și solist. Eu zic că este un lucru foarte pozitiv atunci când doi oameni se regăsesc în același domeniu și împărtășesc aceeași dragoste pentru același domeniu, în cazul vostru, pentru muzică. Dar mă gândesc că ar putea să fie și unele motive de divergență, așa, că nu zic certuri, că suntem oameni inteligenți, dar unele motive așa de dezgâlț, pentru că creația, până la urmă, știi cum, din contradicție se naște adevărul creației, așa știu eu cel puțin, și atunci când ești și un cuplu de familie, nu știu, se răsfrânge cumva zgâlțul creației asupra vieții voastre în doi? Nu, sau evident că nu, dar de cele mai multe ori avem divergențe din partea muzicii, din cauza muzicii, divergențe din treburile casnice sau cei ce avem de făcut prin casă nu există, pentru că cumva fiecare știe ce are de făcut și deja nu se mai discută, dar din punct de vedere muzical, de tare multe ori avem discuții și mai aprinse, dar până la urmă oricum ajungem la un numitor comun, pentru că ne place ceea ce facem și ne place să fie totul la nivel. De asta poate și apar momentele astea de divergențe. Fiecare este cu părerea lui și este și firesc. Dar important este rezultatul până la urmă și ceea ce se întâmplă după cadrul mai puțin contează. E frumos că doi mari artiști pot să supraviețuiască sub același acoperiș, pentru că artiștii sunt toți cu caracterul lor puternic și bănesc că oricum nu este poate foarte simplu. Dar e important că reușiți să faceți asta și că tot ce faceți e foarte frumos. Mulțumim frumos, da. Eu cred că nu mă pot numi încă mare artistă. Eu sunt în devenire și zi de zi încerc să devin mai bună, încerc să mă perfecționez în mai multe stiluri muzicale, pentru că mie îmi place să experimentez și îmi place să îmi demonstrez mie că pot depăși așteptările mele. Și evident, faptul că Marcel este alături de mine mă ajută să fiu mai ambițioasă și să fiu demnă de, că acum n-au să spun cuvinte mari, dar nu pot să nu zic, pentru că dinastia Ștefăneață este o dinastie cu renume și eu trebuie să fac față acestei dinastii și asta mă ajută zi de zi să... Și te mobilizează, nu? Și mă mobilizează, evident, să fiu mai bună și să fiu la nivelul marilor artiști din familia Ștefăneață. Frumos, tare frumos. Cum îți vezi fata? Oh, greu de zis. Cum e ea acum? Ce simți tu când o privești și cum ai vrea tu să fie? Sau nu știu dacă ți-ai pus un scop la capitolul ăsta. Știi, Alexandra, de când s-a născut, mi-a demonstrat că este o fetiță cu caracter și o fetiță care știe să se impună din primele zile ale vieții. Dacă vroia ceva, ținea o gură până nu obținea. Și asta se întâmplă și acum. Ea vrea să meargă pe scenă, ea vrea să țină microfonul, ea vrea să cânte alături de mami și de tati, ea vrea să îmbrace rochiță frumoasă ca la mami și... Nu exclud faptul că în scurt timp Alexandra va fi împreună cu noi pe scenă. Tăticul mari deja are niște ecrane. Idei. Marile ecrane. Și mari de scene. Mari nu mari, dar pentru ea să știi că sunt foarte mari și este un vis, pentru că ea îi spune lui tati, vreau și eu o piesă frumoasă, mai ales că acum recent am lansat și un videoclip cu una dintre elevele mele de canto. Apropo de asta, fata nu e geloasă, eu îmi imaginez. Eu la început credeam că e piesă cu fata ta, știi? Cred că e piesă cu fetița, știi? Zic, are piesă cu fata. Nu e geloasă, nu te cicălește, mami? Ce faci? Nu e geloasă, dar nu e geloasă pentru că este prietenă cu Valerica și noi, de fapt, suntem prieteni cu familia Tabarcea. Dar să știi că mi-a zis că vrea și așa rochie ca la Valerica și vrea așa fustă frumoasă și pufoasă ca la mami. Și atunci tati a zis,
Alexandra, atunci o să fac o piesă frumoasă tot și împreună cu Maia o să cântați în scenă. Tot ce îți lipsește e doar o piesă, da? În rest avem de toate. Dar în considerația faptul că avem un compozitor și un aranjor acasă, nu cred că este o problemă. Este nevoie doar de puțin timp și o să iasă acea piesă mult așteptată de Alexandra. Tu ce-ți mai dorești acum când, iată, ți-ai sărbătorit ziua de naștere și cumva la această aniversare este luna ta? Vedeți că primești fericire pe tot parcursul. Ia, ce scrie acolo? Queens are born in November. Deci ați înțeles, da? Reginele s-au născut, da, sunt născute în noiembrie. Ce-și mai dorește regina Cornelia? Vreau să fie familia mea sănătoasă. Vreau să-i văd pe părinții mei sănătoși și îmi doresc mie personal multă sănătate, pentru că în rest, dacă este sănătate, ai dispoziție, ai ambiție, ai dorință de a face multe lucruri frumoase. De asta cred că la moment, la cei 26 de ani recenți împliniți, îmi doresc foarte multă sănătate mie, familiei mele și părinților mei. Noi îți urăm așa să fie. Mulțumesc! Că sunteți chiar o familie foarte frumoasă și apreciată, așa cum mulți ani înainte ție personal și multe realizări frumoase întregii voastre echipe. Vă aștept împreună și în 2 și în 3, când o să fie și în 4? În 4 până când nu, nu? Dar să știi că da, Alexandra nu deja... Da. Nu, încă nu, dar nu exclus faptul că o să fie. Am vrut să zic că Alexandra mi-a zis de ziua mea, nu eram acasă și am vorbit cu Alexandra la telefon și ea mi-a zis că mami, eu ți-am pregătit un cadou, dar și tu mie să-mi pregătești un cadou. Și am întrebat ce cadou dorești. Vreau un surior. Un surior, ia. Și eu știu acum este școala bunicii cu care a rămas Alexandra. Bunica! Dar... Bunica, ce faceți? Dar noi ne dorim foarte mult, nu exclud de faptul că poate într-un an, doi, mai apare încă un membru în familia noastră, pentru că, știi... Dinastia trebuie să continue. Nu? Poate apare și un flăcău, da, asta care să ducă înainte. Vioara lui tati tot așa. Neamul înainte, da. Vocea mamei și vioara tatei. Da, nu, chiar nu cred că o să fie ceva banal dacă o să zic că vrem, pentru că este destul de greu să îmbini și cariera și familia, dar nu e imposibil. Și da, copiii sunt cea mai mare realizare în viața unui om. Eu cred în asta pentru că văd după emoțiile care le-am față de Alexandra și dragostea infinită pe care o simt pentru ea și sunt sigură că o să am suficientă dragoste pentru a mai da încă unui sufletel. Ei, Doamne ajută! Doamne ajută și sensul ăsta! Să-ți bucuri fanii cu tot felul de noutăți! Mersi pentru astăzi, că ai venit la noi și pentru toată sinceritatea ta. Vreau să ne și cânti pentru finalul emisiunii de astăzi. Ce ai ales? Am ales o piesă veselă ca să zâmbească toată lumea, fetele din Moldova care sunt frumoase, care sunt cochete, care sunt stilate. Ritmuri balcanice, în special pentru voi și pentru toți cei care ne privesc. Dragi telespectatori, pe această notă încheiem emisiunea de astăzi. Vă aștept cu mare drag și data viitoare. Acum rămâneți în compania artistei Cornelia Ștefăneț, care vă cântă cu mare drag. O seară frumoasă!
parcă soare lângă fare. Fete din Chișinău, le-i frumos portul și vorba, că-s fetele din Moldova.